După 2 luni de secetă la robinetele făgărășenilor, va curge și apă caldă. Consilierii locali au aprobat o rectificare de buget prin care vor transmite suma de 350.000 de lei către regia de termoficare, cea care la rândul ei va putea face plata furnizorului de gaz metan. Aceasta, dar și alte informații, puteți găsi în numărul 769 al săptămânalului Bună ziua, Făgăraș, apărut astăzi pe piață. Încă din luna mai, robinetele cu apă caldă ale făgărășenilor au secat și asta din cauza datoriilor pe care regia Ecoterm le are către furnizorul de gaz metan. Însă calvarul făgărășenilor va lua sfârșit în aceste zile, întrucât consilierii au aprobat o rectificare de buget prin care banii vor fi transferați în contul furnizorului de gaz metan. Făgărășenii care s-au aflat vineri la spitalul Aurel Tulbure și-au putut verifica gratuit starea de sănătate. Cadrele medicale promit ca în fiecare lună astfel de analize să fie gratuite în cadrul instituției spitalicești. Lucrările de reabilitare în Vasile Alexandria au luat sfârșit, iar locatarii cartierului vor avea de acum motive reale de bucurie, întrucât aleile, bordurile și parcările au fost modernizate de către primăria Făgăraș. După o perioadă de stagnare, Nitroporos și Viromet produc din nou. Astfel, în aceste societăți se lucrează la capacitate maximă. Acestea, dar și alte informații utile, puteți găsi doar în numărul 769 al săptămânalului Bună ziua, Făgăraș, apărut astăzi pe piață. Anunțuri publicitare, articole de interes pentru făgărășeni sau informații utile găsiți în paginile redactate de cei care scriu numai în limita adevărului, redactorii săptămânalului Bună ziua, Făgăraș.